Pepe. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, Sorin Curcăla. Ei, salutare! Și Sorin, dar și Curcăla. Ei, mersi frumos pentru invitație. Mă bucur foarte mult să văd oameni. Adică alți oameni, că am și acasă. Dar foarte frumos. În perioada asta ne-au ajutat foarte mult curierii. Pentru ce nu știe ce înseamnă curieri, oamenii care n-au chef să fie acolo unde sunt. Iubita mea a înțeles foarte bine ce înseamnă curier în perioada asta. Atât de bine a înțeles că sunt zile în care vin 4 curieri la mine acasă. De unde nu voiam să merg la magazin, acum nici dacă vreau să merg la magazin, nu pot. Că trebuie să aștept curierii ăia. Curieri care uneori vin și bat la ușă, alteori doar vin. Și după aia îi sun eu, ai zis că ajungi pe la 2. Și omul îmi zice, păi da, am fost la 2. Dar eu nu te-am auzit. Și eu te-am auzit că tu ai tușit și n-ai auzit când am bătut eu. Ok, dar trebuie să-mi dai coletul, păi nu știu, azi nu mai întorc. Păi zic, hai că vin eu la tine. Unde ești? Pe alea barajul Bicaz. Ajung acolo, îl sun din nou, cum te găsesc? Zic, cu o dubă albă. Toți curierii au dubă albă, zic, mai dăm detalii. Zice, cu o dubă albă, sunt spate. Atât de mult insistă că e în spate, că am impresia că de aia zice curier. Mi-am luat mașină. Mi-am luat mașină din Germania, de la niște băieți din Oradea. Și după aia am mers direct la DRCP. E vezi să matriculez mașina, am scos numere roșii. Și după aia l-am sunat pe un prieten, zic, de aici ce fac? Zice, de aici trebuie să mergi la circa financiară. Nu știu dacă știți de ce se cheamă circa financiară. Se cheamă circa financiară că e circa acolo. Deci am intrat înăuntru, am văzut femeia cu barbă, bărbatul cu țâțe, piticul porno. Am intrat înăuntru, eu când am intrat înăuntru, bă... Am crezut că am deranjat ceva revoltă, că a început să țipe oameni la mine. Ia-ți bon! Eu de unde eram pașnic și bucuros că mi-am luat mașină, ăștia țipau la mine, ia-ți bon, zic, hai că țip și eu cu ei, ia-ți bon! Zic eu, nu, tu ia-ți bon! Zic, nu, tu ia-ți bon! Omul zice, nu, tu, întoarce-te, ia-ți bon! În spatele meu era un dispenser de bonuri și cât m-am certat eu cu ăsta, ori trecut pe lângă mine oameni care și-au luat bon de ordine, mi-am luat și eu bon de ordine, am stat acolo între oameni bătrâni. Ce caută oamenii în etate, dacă îmi permiteți, la circa financiară? Nu ai bani să-ți iei pastile, n-ai bani să dai la nepoți. Ce dracu dai la stat? Ce crezi, că n-o să te îngroape? Dacă nu plătești taxe? Erau foarte mulți. Mi-au venit și mie rândul la un moment dat, am dat foile, îmi zice, doamna, zice, cu ce ocazie pe la noi? Zic, mi-am luat mașină, zice, felicitări, zic, mersi frumos. Zic, să știți că eu de aici nu mai știu unde să merg. Păi zice, cu foaia asta ieșiți afară. Zic, atât? Zice, ieșiți afară și cereți foaia mică. Zic, aveți un serviciu cu porumbei sau cum? Cer în curte foaia mică. Zice, nu, în curte există un chioșc mic alb. De unde cereți foaia mică? Am ieșit afară, în curte, într-adevăr, era un chioșc mic alb și în chioșcul mic alb era cea mai mare femeie pe care am văzut-o eu vreodată. Nu se potriveau formele alea. Cred că o băgau pe sus, venea cineva, veneau dimineața cu ceva macara. Dai, las-o. Era atât de mare femeia aia că eu când am intrat înăuntru, ea o ieșit puțin. Am luat foaie de acolo și după aia am plecat la DRCPIV din nou. La DRCPIV unde eu cu ochii mei, eu când văd litere, înțeleg că eu am făcut școală. Deci literă legate fără spațiu între ele înseamnă un cuvânt, urmează spațiu, începe alt cuvânt. Și am citit în matriculări, eliberări, numere permanente. Ce m-am gândit eu? Ce am eu? Număr roșu. Deci ce îmi doresc eu pentru sufletul meu? Număr permanent. Perfect. Am apăsat acolo pe dispensorul de bonuri, mi-a dat un bon și am stat o oră și un pic. După o oră și un pic, mi-a venit rândul, am pus dosarul pe masă, s-a uitat polițaia la mine și a zis, ce e asta? Și am zis, dosarul. Zice, aici este eliberări. Da? Zice, aici se eliberează. Continuă. Zice, nu aici se depune. Eu când am auzit că nu se depune aici, mi s-o tăia picioare. Zic, dar unde se depune? Zice, în cealaltă parte. În cealaltă parte era răscoală de la 1907. Am fugit repede. Era dispenserul de bun, era tracasat. I-am dat una moscuipată. 475. Când am văzut 475, bă, nu venea să crezi. Zic, bă, n-are niciun sens. Hai să-mi întorc invers. Invers, n-am reușit să citesc nimic. Am văzut, era un birou de informații lângă. Era un polițist acolo. Zic, nu vă supărați, am nevoie de niște informații. Zice, despre ce? Zic, despre acest bon. Zice, ce-i cu el? Zic, e fals. Zice, cum să fie fals? Păi zic, uitați, scrie 475. Așa și? Și zic, acolo scrie 250. Așa și? Și zic, mai e rost să stau?
Să uit omul la mine, să uită la răscoală. Zice, dar cum să nu? Că pe ăștia de aici îi termină într-o oră. Cum îi termină într-o oră? Păi și îi termină într-o oră că sunt mulți proști care își iau bon din altă parte. Eu când am auzit că mai sunt proști și omul mi-a zis să stau o oră, m-am pus jos frumos și am stat o oră. Am stat o oră și un sfert, o oră jumătate, o oră 45, două ore, două ore și un sfert, două ore jumătate, două ore 45. După două ore 45 nu mai aveam legături neuronale întregi. Efectiv, eram jos, se mi pareză pe falcă și gânduri. Ce dracu fac cu viața mea? Eu când am plecat aveam o fetiță de un an. Cred că e pe la liceu acum. Și cum eram în gândurile mea, am așa o rază de lumină și o cuburt 475. Nu știu dacă ați văzut învingători în viață. Bă, băiatule, m-am ridicat în reloare, am mers. Am mers frumos, bucuros. Eram așa de mândru de mine, zici că eu am inventat numărul 475. Erau matematicieni care îl căutau, erau 474, 476. Unde m***i 475? La mine, tată. Am mers, am dat cu dosarul. Am dat cu dosarul. O luat polițaiul dosarul, ăsta nu întreba nimic, o luat dosarul început. N-aveți nevoie de asta. Ce e asta? N-aveți nevoie de asta. O. Când o zis, o, am fost orice. Zice, n-aveți fișa de la NAF. Ce e acela? Fișa de la NAF. Zice, trebuie fișa de la NAF. Fără fișa de la NAF nu se poate. Ăla când mi-a zis că fără fișa de la NAF nu se poate, eu cum am rămas fără legături neuronale, singura chestie pe care am putut să o zic, m-am uitat la și am zis că nu se poate, am zis, haideți, vă rog, în capul meu, bunul simț are gravitație proprie, care dacă intră în spațiu, legii îl deformează. Ăla s-a uitat la mine și a zis următorul. Am mers acasă, am dormit și după aia am mers la ANAF în următoarea zi cu toate actele pe care le aveam la mine. Am ajuns la ANAF, aceeași bătrân de la Circa Financiară. Cred că îi mută primăria să parcă fac treabă. Ne-am și salutat, salut, salut, ce bun, știu, mersi frumos. Am apăsat, ăștia aveau dispenser de bonuri, dar nu mergea monitorul pe care să-ți indice numărul de ordine. Să mai deschidea ușa din când în când și s-a auzea dinăuntru. E 86! Mi-am scos bon, E110, am ieșit afară, am fumat o țigară, am intrat înăuntru, să văd la ce număr îs. E91! Am ieșit afară, am fumat două țigări, am intrat înăuntru, pe când am intrat înăuntru am auzit E121! Eu m-am uitat la E110, zic, am intrat înăuntru, am bătut la ușă, zice, da, zice, ce vreți? Zic, nu vă supărați, eu vin din trecut. Zice, cu ce problemă? Zic, în principiu cu mai multe, dar punctual, vor trimis de la DRCPIV cu ceva cu ANAF-ul. Mergeți la domnul ăla. Domnul ăla, cred că îi ziceau peiorativ domnul. El fusese domn la un moment dat, probabil când s-a angajat. Dar între timp nu mai mers acasă. Era o arătare leșinată pe o masă, masa leșinată pe niște dosare nerezolvate ca să nu cadă. Am mers la el, zic, bună ziua, nu vă supărați, m-au trimis de la DRCPV cu ceva, cu ANAF-ul, s-a uitat și a da dosarul. I-am dat dosarul și am început. Era așa cald că nu l-a de pe aici, l-a de pe aici. Zic, o, ce? De ce n-aveți copii la contract? Zic, da, am contractul. Zice, trebuie copii. Zic, mai bine ne uităm pe ăsta, că-s la fel. Zice, domnule, trebuie copii. Deci trebuie să ies afară, să merg să fac o copie, să mă întorc. Ca să fac chestia asta, când mă întorc, trebuie să iau bon de ordine din nou? Păi, dar ce, suntem animale? Am ieșit afară, am făcut copii, am venit, am fumat țigări. Nu așa multe, că am înțeles că nu-i sănătos. Am mai și treia din ele și după aia am intrat înăuntru, i-am dat dosarul, s-a uitat ăla la mine și a zis 48 de ore. Eu când am auzit 48 de ore, am zis, eu nu mai vreau mașina asta. Eu nu aștept aici 48 de ore în mirosul ăsta. Zice, domnule, mergeți acasă. Bă, tu nu spui mie ce să facă, deja eram... Deci nu pot să vă spun ce dragi am avut. Am mers acasă, două zile n-am mai ieșit afară. În sensul, n-am mai ieșit afară, nu că nu din casă. O trecut două zile... Am mers acolo, mi-au dat dosarul, totul era perfect. Am zis, băi, mersi frumos. Și am mers după aia către DRCPV, unde știam exact ce să fac. Am intrat înăuntru, deja mă știam cu dispenserul, zic, salut frate, salut, ce faci? Zic, dă-și tu un număr mai mic, 325, zic, mersi frumos. Erau la 275, erau 50 de oameni, trebuia să aștept. 50. 50, pe de-aia m-a așteptat 100, dar nu fac pe mine 50.
Și m-am pus frumos, mândru, jos. Și cum seama, acolo am stat să mă gândesc, am toate actele? Eu am toate actele sau toate actele? Că toate actele am mai avut de vreo două ori. Ia să mă întreb. La birou de informații era o tanti polițistă între 38 și 56 de ani. Un pic deprimată. Să vedea în privirea ei cu înșală. Soțul are un copil de 8, dar nu învață să o pucă de droguri. Zic, sărmine, doamnă, zic, îmi cer scuze că vă deranjez. Înțeleg din privire că n-ați avea chef, dar am nevoie de niște informații. Să uită la mine, zice, despre ce? Zic, despre acest dosar. Zice, nu dăm informații despre dosare. Dar despre ce dați informații? Zice, despre altceva. Cum o să fie vremea mâine în București? Zice, domnule, termină. Zic, haideți, vă rog frumos, am nevoie de informații despre acest dosar. Zice, domnule, toate informațiile de care aveți nevoie sunt scrise pe pereți. Zic, pe pereți scrie și I love you, Mariana, cum bagă asta la dosar? Vă rog frumos să-mi spuneți. Zic, haideți, vă rog frumos, hai să încercăm. Citiți cu ochii dumneavoastră, că eu cu ochii mei am mai citit, dar pe aici, vă rog frumos. Zice, bine, hai, o luat dosarul și a început. O, copie la contract. O, fișa de la ANAF. O, o. Băi, când o zis-o, am clacat. Am fost, o, ce? Zice, n-aveți cererea. Ce cerere? Asta, zic, încerc scuze că am țipat la dumneavoastră. Zice, mergeți și completați cererea. Am mers să completez cererea, dar zic, la ce trebuie această cerere? Păi zice, această cerere trebuie ca să știe șeful că dumneavoastră vreți să matriculați mașina. Zic, eu de-aia ziua aici, eu. Eu de-aia, toate foile de aici, eu de-aia le-am eu aici, de-aia... A fost cineva care a ajuns până în punctul ăsta, o luat cerea și a fost subsemnatul cu tare domiciliat în... Identificat prin rog, prin prezenta, să... și să mă cânea de birocrație. Am venit doar să vă spun că am mașină. Nu vreau să o matriculez, bă, sărachilor. Data și semnătura. Dar n-am făcut asta, m-am pus jos și am așteptat cu cererea completată. Cred că mai aveam 20 de oameni. 20 de oameni, îmi sună telefonul. Era iubita mea, zic, ce faci? Păi zice, tu ce faci? Zic, zader CPIV. Zice, de cât timp ești acolo? Zic, de vreo săptămână. A, zice, am crezut că ești în turneu. Zic, nu. Zice, te rog eu frumos, du-te până acasă. Zic, cum du-te până acasă? Păi zice, du-te până acasă, am nevoie să mergi până acasă. Zic, și dacă o lua focasa aia, două m***i să ardă, că eu sunt pipera până ajung eu titan, arde toată. Nu mai bine rămân aici, o să-mi matriculez mașina și avem unde să dormim la noapte. Zice, te rog eu frumos, du-te până acasă. Zic, ce s-a întâmplat? O veni curierul. Bun, super. Și dacă nu era reală faza, aș fi râs și eu. Mersi frumos, eu am fost Sorin. Super! Numai bine, salutare! Super! Mamă! Nu închide încă. Dacă nu te grăbești să treci la următorul video, poate dai un subscribe... Și apeși pe clopoțel, că spune clopoț, ca să fii primul care află când avem noul viral de pe internet. Mulțumim și dai play mai departe. Ce frumos mulțumești, băi, Dani. Da. Ce vorbești?